Suntem la Hotel Crown Plaza București. Bun venit! Alături de mine se află domnul doctor Gheorghe Cerin. Este medic cardiolog în echipa de chirurgie cardiacă de 30 de ani. În Italia, dar și în România. Bun venit, domnule doctor! Să rămână, mulțumesc de invitație! Avem șanse să ne însănătoșim inima cu mâncare? Sigur. Ne crede cineva? Absolut. Absolut avem șanse. Deci eu pun mâna în foc că avem. De fapt, asta e realitatea pe care o trăiesc eu, știți? E adevărat că la dumneavoastră vin bolnavi inoperabili, bolnavi care nu pot intra în operație pe cord pentru că inima lor este prea bolnavă? Știți, operația pe cord deschis înseamnă cam 6 ore de anestezie generală, circulație extracorporeală și atunci corpul uman cu vârsta, să zicem că gradul nostru de rezervă biologică renală, hepatică, pulmonară, cerebrală și așa mai departe, se reduce și uneori te găsești în fața unor bolnavi care sunt atât de bolnavi că dacă îi pui pe masă, se prăpădesc. Se întâmplă, s-a întâmplat. Toate operațiile pe cord deschis au o cifră statistică calculabilă de deces. Și atunci, pe omul ăla, dacă tu nu-l operezi, știi sigur că îl condamni, să-l lași acasă ca să prăpădească. Și îți face rău chestia asta, știți? Au venit oameni care v-au rugat? Sigur că da. Unul dintre ei l-am văzut ieri. A venit la control după vreo 10... Nu, după 14 ani. După 14 ani de la operație pe cord. A venit și mi-a zis, domnul doctor, păi eu am auzit că dumneavoastră operați și morții. Vă rog frumos să mă operați. Și am spus, domnule, nu-i spun eu că nu... Nu se poate să vă operăm, că vă prăpădiți. Uitați, aveți 10 kg în plus. Aveți glicemiile, noi facem o glicemie medie, se numește hemoglobină glicozilată. Aveți o glicemie, hemoglobină glicozilată 7,5, aveți un pic de înșiență renală. Această categorie de bolnavi, dacă eu cordul în înșiență cardiacă, înseamnă că nu poate să mai furnizeze cantitatea de sânge de care corpul meu are nevoie. Dar dacă eu reușesc să dau 20 de kilograme jos, pentru motorul cardiac, zice, e tratament, e vacanță. El zice, în sfârșit, s-a bunghit și ăsta, nenicul, că e cazul să mai lase din greutate. Deci îi slăbești, le scazi glicemia aia, cu cât zahărul în sânge e mai mare, cu atâta celulele mele sunt mai nemâncate. Pentru că dacă celulele umane folosesc combustibilul preferențial glucoză și el nu intră în celulă și rămâne în vasul de sânge, acolo se alterează, face stres oxidativ, cum zicem noi doctorii, și deci bolnavul este intoxicat și flămând. Cum poți să-l pun pe masă de operație? Nu o să iasă. Și atunci lucrezi un an, 2 ani cu acest bolnav, chiar 2 ani, și vă spun sincer, eu am rămas șocat la început când ne-a ieșit primul bolnav, care avea, bolnavii ăștia au o mortalitate medie de 50% aproximativ, depinde de vârstă, de DPC, de ce știu eu, bronșită, de înșeță renală și am operat în total mulți din România, mulți din Italia, vreo 60 de bolnavi în clasa asta, la care am lucrat cam 2 ani de zile, un an, 2 ani de zile, n-am avut niciun mort. Dar nu pentru că sunt eu deștept. Ne. Pentru că bunul Dumnezeu a făcut mașina umană în alt fel. Iar tratamentul numărul 1 nu e din farmacie, cu respect pentru colegii mei. Tratamentul numărul 1 nu o spun eu, a spus-o Hipocrate, știți? Dacă gândiți-vă la asta. 2000 de ani în urmă, Iisus Hristos s-a răstignit și a rămas în memoria noastră. Okay, înțeleg. Dar Hipocrate nu s-a răstignit și a trăit cu 400 de ani în urmă și a rămas în memoria colectivă ca părintele farmaciei și părintele medicinei. Deci omul ăsta avea acces probabil la informația aia universală și a spus toate bolile voastre pleacă din tubul digestiv. Deci hrana nu poate să fie doar hrană. Cum o percepem noi astăzi? Hrana este mult mai mult decât hrană. A spus-o și el, o vedem, este tratament, să știți. Domnule doctor, în momentul în care, iată, aș vrea să mă las de pâine, aș putea să trăiesc foarte bine fără să mai mănânc neapărat pâine. Sigur. Dar oamenii când încearcă să se lase de acel aliment, au sentimentul, îmi cere. Cine ne cere? Spuneți-ne dumneavoastră, pentru că știu că știți. Aveam o bolnavă care îmi spunea, domnul doctor, dar îmi cere corpul. Așa. Înțelegeți? Asta e formularea cea mai frecventă. Cere corpul înseamnă
ceva foarte complex, la care noi nu ne gândim. Înseamnă că cele 2 kg de bacterii pe care eu le am de obicei în tubul digestiv s-au împosesat de biochimia mașinii mele. Bacteriile, fiind pe planetă de vreo 2 miliarde de ani, au programe de supraviețuire mult mai complexe și mai sofisticate, la care noi nici măcar nu ne gândim, nici măcar nu ne imaginăm. Sunt studii care au demonstrat că, vedeți, noi credem că relația dintre mine și alimentul ăsta, că e pâine, că e brânză, este o relație bilaterală. Eu mănânc pâine și eu demontez pâine, nu e așa? Eu mănânc pâinica, dar între mine și pâine mai intervine cineva, o bacterie. Și pentru fiecare bacterie, pentru fiecare aliment, există o bacterie specifică. Cine poate să metabolizeze pâine, nu metabolizează și brânză. Și așa mai... Noi avem, dacă eu sunt 300 de trilioane de celule, bacteriile din microbiom, din flora intestinală, sunt de 10 ori mai mult decât mine. Deci, ele ce au făcut, fiindcă au 2 miliarde de ani? Ca să supraviețuiască, eliberează niște substanțe care sunt copie a senzației de sațietate a mea și nu eliberează aceste substanțe decât dacă am mâncat și pâine. Eu mă așez la masă, mănânc salată și la sfârșit zic, mă, deci mi-e felie de pâine că nu m-am săturat. Adică bacteriile de pâine n-au mâncat, n-au eliberat proteina de sațietate care merge la creier direct și atunci eu sunt dependent. Cea mai frecventă dependență la specia umană nu-i de alcool, nu-i de cafea, nu-i de cocaină și nu-i de țigări, e de hrană. Și ea ar trebui recunoscută ca atare. Prea puțin, după opinia mea, se vorbește de asta. Ce se întâmplă în momentul în care, iată, renunțăm la pâine, corpul cere, dar spiritul e mai puternic, voința e mai puternică. Italienii zic magari. Și ce se întâmplă? O dovedesc pe bacteria aia care mă determină să insist pe pâine? Sigur că voința... Mintea umană este cel mai fantastic. Am cea mai mare încredere în mintea umană. Este un motor foarte puternic. Numai că, în realitate, haideți să luăm să vedem ce se întâmplă cu bolnavii care fac diete. Dacă eu iau 100 de bolnavi și îi supun unei diete controlate, cu calorii, cu tot ce trebuie, și ei slăbesc, la sfârșitul anului, statistica spune că doar 5% își vor menține pierderea în greutate. Vă zic că dependența e atât de mare, bacteriile bat în țava așa de puternic, că până la urmă eu mă întorc și mănânc așa cum mâncam înainte. Este, dacă doriți, un fel de dominanță de floră bacteriană, să zicem așa, ca și când eu aș face recensământul din populația României și aș zice, doi, 80% sunt români, vreo 6% sunt lipoveni, 3% sunt italieni, restul sunt unguri și mai... Ei, un grup populațional bacterian care domină, iese la vot și de fiecare dată bate în țeavă și eu mă întorc înapoi. Deci realitatea demonstrează că dependența de hrană este foarte în practică, foarte greu de tratat. Deci este recidiva cel mai des întâlnită. Exact. Haideți să ne întoarcem până la urmă la acele bacterii cărora eu nu le mai dau acea hrană. Ele dispar? Sigur. Deci, atâta vreme, cam în cât timp, să zicem, aș putea să scap de o dependență alimentară? Cam cât durează? Pentru că sunt oameni care, iată, știm cu toții, nu mai mănâncă zahăr, nu mai mănâncă carbohidrați. Din experiență, nu știu să vă spun, probabil că sunt colegi care sunt mult mai pe felie, cum zicem. Mm-hmm. Eu vorbesc mai așa, ca să nu fiu prea academic. Dar cred că, din experiența mea, cam 3 luni de zile încep să apară primele semne. La 3 luni de zile. Am bolnavi pe care, ăștia care, inoperabil, sărăcuții de ei, la care le schimb hrana și ei, când vin la spital după un an, 2 ani de zile, zic, domn, doctor, dar ăștia îmi dă să mănânc, ce mi lipsesc mie, micul dejun al meu cu nuci și cu semințe, ce fac? Adică se creează deja dependența. Flora lor bacteriană s-a profilat pe un alt tip de hrană. Dar minim 3 luni, cred că. Minim 3. Deci 3 luni trebuie să lupți. Pe urmă se văd ceva rezultate. Nu, că poate să recidiveze. Deci nu e că sunt convinsă. Pentru acest stil de viață trebuie multă voință, nu? Sigur, sigur.
Minim 3 luni, după opinia mea și experiența mea. Majoritatea sau toți acești bolnavi sunt supraponderali? Păi... Care sunt inoperabili? Mulți sunt supraponderali, majoritatea, aș zice. A fi supraponderal, de fapt, grăsimea viscerală, cum îi mai zice... Adică de aici, sigur, din zona la nivel umbilical. Exact. Noi o vedem la peretele abdominal, dar dacă facem o tomografie și ne uităm la grăsimea periviscerală în jurul rinichiului, testiul ficat și așa mai departe, avem o masă grasă și acolo. Deci, știți cum cred că ar trebui să considerăm? Că eu când mă așez la masă, mănânc pentru 2 persoane. Pentru mine, și vă asigur din experiența pe care o am și creatorul a făcut foarte bine mașina omului, pentru mine trebuie foarte puțină mâncare. Foarte puțin. Și pentru cele de 10 ori mai multe bacterii decât ăsta sunt... Pe ele le hrănim. Bravo. Ele s-au împosesat de metabolismul meu și până nu se satură toate, eu nu mă opresc din mâncat. Dacă filozofic ne-am gândit, stai nene, că toți cei care slăbesc, după aia zic, tu nu mănânc foarte puțin, mă, nu mai mi-e foame. Păi te cred că nu ți-e foame, pentru că este o chestiune de biochimie. Înțelegeți? Și șmecheria lor este că au învățat să sintetizeze proteina de sațietate și proteina de satisfacție alimentară și eu până nu am terminat de un casă alta și cum v-am zis, dacă nu cerci felia de pâine, nu mă simt sătul. Când vin bolnavi la dumneavoastră și le spuneți despre aceste bacterii, vă cred? Intrați așa într-o contradicție, în polemici, că o pune rezistență bacteria. Majoritatea bolnavilor își apără stilul de hrană. Deci cei care sunt supraponderali sau obezi, în momentul în care eu deschid gura, aproape automat primesc un fel de răspuns așa, destul de categoric. Eu nu cu tare, eu nu mănânc, eu... E normal, pentru că, cum să spun, dependența este atât de încetățenită în persoana respectivă că lui se pare absolut normal să-și continue stilul alimentar pe care îl are. Dumneavoastră, când vă uitați la un om, femeie, bărbat, vă puteți da seama de starea lui de sănătate. E adevărat. Numai la talie, dacă vă uitați, și vă puteți scrie imediat câteva lucruri. Spuneți-mi dumneavoastră, ne arată sănătatea centimetrii din talie? Da, sau sigur. Cât suntem de bolnavi? Dar n-am descoperit eu asta. Deci, știu, dar dumneavoastră vorbiți despre asta. Mai puțin medici vorbesc despre asta. Sau poate îi numărăm pe degete. Știți ce vă propun? Dacă noi ne uităm în cartelele clinice, în foile de observație, cum zicem, sau la vizitele pe care colegii mei, în afară de nutriționiști care măsoară talia, nici în Italia, nici în România. Nu e nicio preocupare. 90%. Nu, dar vedeți, eu fac o vizită. Bolnavul ăsta, dacă eu le dedic bolnavilor peste o oră, că n-am cum altfel. Fiecărui bolnav peste o oră? O oră și jumătate. Wow! Păi o consultație de nutriție durează o oră. Asta e de nutriție. Dar dacă bolnavul meu, eu am pe lista de consultații un nume. Numele ăla poate să fie un bolnav care merge în sală. De obicei vine cu cineva ca să se opereze, vine cu fica, cu mama, cu fratele, cu soțul și așa mai departe. Și apoi știți cum oamenii întreabă și te întreabă și te întreabă. De nu poți să-i tratezi ca pe... E un om ca mine și ca dumneavoastră, omul ăla trebuie să înțeleagă de ce trebuie să meargă în sală de operație. Și ce l-așteaptă. Și eu, 8 din 10 bolnavi pe care îi văd și în Italia și în România, au problemă de sindrom metabolic, adică de grăsime viscerală. Și atunci eu mi-am dat foc la valiză, iarăși termen înalt științific, pentru că eu va trebui să abordez problema hranei, pe care nutriționistul o face într-o oră și jumătate, doar trebuie să-l dezbrac, să-l examinez, să vorbesc cu el, să-i scriu un referat, să-i fac o ecografie, să-i interpretez de electrocardiogram, nu ți ajunge o oră și jumătate. De ce credeți că am întârziat azi aici? Domnule doctor, dumneavoastră nu sunteți chirurg de chirurgie cardiacă, sunteți cardiologul care dă bolnavul pe mâna chirurgului. Da, eu m-am format la școala de medicină din România, am avut marea șansă să lucrez cu domnul profesor Gerasim, care ne-a plăsmuit pe mulți din medicii de frunte de astăzi, de la ce știu, doctorița Dorobanțu, Mircea Cinteză, Miron Bogdan, Anca Lupu. Deci, și am un background, nu doar de cardiolog, înțelegeți. Am un background de medicină internă care m-a salvat, că
În Italia, dacă ești emigrant și nu vii din Anglia cu, sau din Statele Unite cu covorul roșu și vii din România, e cam greu să știți. Toți avem idei preconcepute. Italienii sunt foarte prietenoși și foarte amicali și foarte deschiși. Totuși, și noi, români, acasă la noi, vedeți că suntem o leacă. Opunem rezistență un pic. O leacă naziști. Sau, mă rog, încât această formare profesională a mea de medicină internă mi-a permis nu doar să văd pe bolnav ca un cardiolog. Eu, a doua mea dimensiune, apropo de sala de operație, este că fac ecografie de vreo 30 de ani, poate chiar mai mult, nu, din 80, mult mai mult. Și fac ecografie și ceea ce văd pe ecograf, apoi chirurgul deschide cordul și trebuie să potrivească. Așa încât eu merg în sala de operație, merg uneori chiar zilnic sau, știți, stau mai mult în sala de operație. Dar se îmbină cele două elemente. Clinicianul care trebuie să vadă pe bolnav în ambulator și să-l judece și dimensiunea, să zicem, mai tehnică a ecografistului care trebuie să-i spună chirurgului în momentul în care oprim cordul, operația trebuie să facă repede și cu cât el este mai informat, are ațele care îi trebuie pe masa de operație, sculele care îi trebuie și atunci operația iese mai repede. Domnule doctor, teza dumneavoastră de doctorat este despre ischemia miocardică post-infarct. Care este pronosticul de viață pentru o persoană care face un infarct? Depinde foarte mult de cantitatea de miocard care s-a pierdut. Știți? Există o lege în lumea biologică în care spune cam așa, că eu nu folosesc mai mult de 25% din ficatul meu. 75% din ficatul meu e de rezervă. Se întâmplă ceva, fac o hepatită, mă duc în bancă, bat și spun, bă, dă și mie din ficat, că eu am o hepatită. Dar așa e plămânul meu, așa e creierul meu, așa e rinichiul. Toate organele? Deci noi din toate folosim doar 25%. Restul este rezervă. Dacă într-un lac sau într-o pădure am 100 de pești sau 100 de iepuri, și mă apuc să pescuiesc, se vor reface totdeauna. Dacă am împușcat însă al 71-lea iepure sau fazan sau am pescuit al 71-lea pește, din acel moment nu mai sunt capabil să se refacă. Deci există cam un sfert din rezerva mea biologică, o folosesc zilnic. Creatorul, persoană foarte mărinimoasă, a zis, mă nene, să-i dau ăsta. Dacă mănânc o ciupercă și își face o hepatită din aia toxică, nu trebuie să dea cotul imediat. Deci asta este sensul prin care regula, care este în toată lumea biologică, nu numai în lumea umană, sau știți. De aceea se aplică această regulă de 25%. Și arterele? Din artere cât folosim? Păi, la fel? Dacă o fi adevărat, am înțeles că avem o suprafață capilare, artere, arteriole și venule 250.000 de kilometri pătrați. 250.000? De kilometri pătrați. Wow! Și dacă eu am o stenoză, să zicem, de 10, 20, 30, 40, 50%, eu n-am simptome, pentru că trăiesc din rezerva vasului. În general, noi operăm sau punem stenturi sau facem ceva când am consumat, am stenozat, am strâmtorat 75%, am consumat rezerva. Și atunci apar simptomele. De ce este posibil că eu să fiu bolnav? Nu am niciun simptom și eu, băi, zice, a făcut el infarct, s-a prăpădit, bă, săracu, n-avea nimic. Ai auzit, omule, a făcut, la 37 de ani, la 42 de ani, la 55 de ani, infarct. Da, e boala. Dacă noi mergem astăzi la Sfântul Petru și îl întrebăm, Sfinte Petru, cam cum venim să salutăm? 80% din decesele societății moderne sunt prin cancer și boli cardiovascular. Cam jumătate, depinde de la o țară la alta, poate că noi în România avem mai mult cardiovascular. Deci astea sunt cele două mari boli care ucid. Boli cardiovasculare este în Europa, este în orice caz în România, e pe prim plan. Știți? Și ați putea să-mi spuneți că totul se leagă de mâncare. E așa? O leacă. Doar o leacă. Am fost la Chișinău de curând și n-am rămas cu limba. V-a contaminat un pic, nu? Da. Domnule doctor, la ora actuală, stentul sau operația de bypass ne repară inima după infarct. Ce fericire!
că putem beneficia, nu? De stent, se pun două, se pun cinci stenturi. Mai mult? Mai multe? Da, adică se poate ajunge? Sunt și oameni care primesc mai multe stenturi. Mai multe avem stenturi. Uneori bolnavi care au coronarele plumbuite, pentru că s-au pus de-a lungul anilor să pun și să pun și să pun. Pentru că, în general, bolnavul se sperie în momentul în care se face coronarografia și se comunică, fiind el acolo pe masă, sărmanul, și spune, domnule, avem niște artere înfundate, trebuie să avem două posibilități, să vă desfacem așa în două și să vă coasem niște bypass-uri sau să vă punem stent, care nu înseamnă, lumea alege, evident, stentul, stentarea, numai că pe termen lung, bypass-ul cu artere, nu cu vene, este superior față de stent, care este o substanță străină. Așa cum există un implant de titaniu și de ce, și uneori există un conflict între organismul meu care e foarte deștept și spune, mă, partea asta de aici nu prea. Și se creează o inflamație care strivește stentul. Dacă bolnavul continuă și el continuă să-și păstreze același stil de viață, stentul se poate închide și deci, în principal rezultatele cele mai bune sunt cu bypass. Mortalitatea planetară cu toate spitalele, ele mai bune și ele mai rele, e 1%. Ceea ce în chirurgie, la bypass, ceea ce în chirurgie cardiacă este puțin, foarte puțin. Deci este acceptată, mai ales la oamenii tineri. Dacă avem oameni tineri, n-are, și mai, nu mai vorbim la diabetici. Deci, la diabetic se face totdeauna bypass. Varianta preferată de dumneavoastră pentru revascularizare? Este bypass-ul cu artere. Spuneați că e... Da. Dar, ulterior, stilul de viață, cum spuneați, îl trimiteți pe picioare, trăiește, este bine, mersi. Cât se poate spune? Stilul de viață trebuie schimbat și asta este un efort pe care, în general, lumea medicală nu îl face. Pentru că noi considerăm ca valoarea, societatea modernă consideră modelul social astăzi este construit pe bani. Și atunci, dacă eu am bani mulți, eu am realizat ce trebuie. Și în profesiunea asta, dacă îl vezi pe bolnav ca pe un portofel, e o problemă. E o mare problemă. Și așa și este văzut. Din păcate, într-un procent mare. Nu numai în România. Și da, toate absolut. Pentru că noi am propus ca model social banul. Înțelegeți? Dacă ca să explici bolnavului, să-i schimbi gândirea, să-l scoți din felul lui de a se droga cu hrană, trebuie un efort, un consum de timp foarte mare, pe care puțină lume are timp să ducă la nutriționist, să stea o oră și jumătate. Deci, acolo presupune iarăși bani, știți? Deci, omul de rând, sărăcuțul, își face bypass sau spune stent și realitatea este că și în Italia și aici continuă să-și facă viața lui. Asta e realitatea. Dar este adevărat că iată, procedurile astea atât de sofisticate, de complicate, bypass-ul, exact, îți taie pieptul în două, pot fi evitate doar prin alimentație? Sigur că da. Iată, aici voiam să ajungem. Putem să evităm. Uitați, haideți să ne imaginăm că mergem prin pădure și o crangă vă împiedică să treceți și o rupeți așa. Nu o rupeți complet, să nu cadă. Dacă dumneavoastră veniți la anul, acea crangă a dat din nou frunze și crește. Asta înseamnă creatorul ne-a dat niște programe în toată lumea vegetală și animală către supraviețuire, nu către deces. Da. Înțelegeți? Da. Deci noi suntem construiți cu programe în care viața trebuie să învingă. Și atunci bolnavul trebuiește deschis mintea lui, știți, explicat. Se consumă foarte mult timp. Uneori este imposibil, faci chirurgie bariatrică, măcar ca să nu-ți ajungă după aia cu boală coronariană, știți, la obezii de 40 de kilograme în plus, de 50 de kilograme în plus și sunt oameni tineri. Pentru că tu știi, obligatoriu că la va ajunge diabetic și fiind diabetic își va face infarct, Alzheimer și un pic de tot de cancer. Asta se întâmplă. Nu se poate. Pentru că știm sigur și cei care se uită știu lucrul ăsta, că au în familie, printre prieteni, foarte mulți oameni care de la 40 plus încep să ia pastile pentru colesterol, pentru micșorarea colesterolului. E adevărat, nu? Păi, cea mai frecventă boală care lovește poate aproape 70-80%
pe oameni care au trecut de vârsta medie, vârsta medie înseamnă cam 45. Garanția pe care Dumnezeu ne dă este cam 40-45 de ani. În anii ăștia, de obicei, nu se întâmplă nimic. Deci noi avem o garanție până la 45 de ani, 40-45. Da, cam așa este. Și odată ce eu am ieșit din garanție, nu vine nimeni la poartă la mine să sune pe buton să zică: Georgica, fii atent că nenica a ieșit din garanție, trebuie să schimb calimera. Și oamenii își continuă, zice: cum, dacă eu am mâncat așa din totdeauna, și dacă sunt un pic mai gras, că așa am fumat din totdeauna. Și realitatea este că oamenii nu știu, nu sunt averzi și nu schimbă stilul de viață. Da. Pentru că sunt și dependenți, ba de țigară, ba de... Suntem sedentari, de plăceri, cel puțin 50% din oamenii care sunt. Și atunci se întâmplă ceea ce vedem. Bolile cardiovasculare ucid... Prima cauză de deces sunt bolile cardiovasculare. Se uzează arterele mele. Când am consumat rezerva și stenoza a crescut și a ajuns pe aici, pe undeva, îmi vine angina sau... Dacă, sunt fericit dacă îmi vine angina, că mă duc și fac coronografie. Dacă îmi vine infartul, infartul avea mortalitate în jur de 30 dintr-o 100 din bolnavi care fac infart. Acum, cu noile tehnici, am mai scăzut, dar este o boală care ucide. Dar sunt și persoane în vârstă, sunt telespectatori care ar putea să spună: domnule doctor, sunt și persoane în vârstă de 80 și ceva de ani, 85 plus, da, care nu au colesterol rău, de exemplu. Da, colesterolul mai contează că e rău sau că e bun. Așa? Mai spuneți-ne. Colesterolul este colesterol. Noi avem o viziune asupra colesterolului, dacă vreți să... Așa este. Sunt oameni de 80 de ani care nu au colesterol. Da, n-au colesterol mare. Cum sunt copii de 6 ani care au un gram de colesterol. Există colesterolemie familială, se nasc așa. Da. Și există oameni care, prin stilul lor de viață, nu au colesterolul crescut. În general, sunt oameni activi. Trebuie să știți că la 100 de miligrame de colesterol, pe care eu o le am aici, sau dacă vreți aici la șunculiță, la brătică, la mine... Deci ne uităm. Ne uităm în oglindă și putem să ne dăm seama, clar. Punem și centimetri. Nu mai zic. Medicină științifică. Avem un aparat care costă 5 lei și ne măsurăm talia. E foarte simplu. E extrem și simplu. La femei cât ar fi? Deci, în talie 88, femeia... 88 la femei 88. Și 102 la bărbați. 100. Dacă vrem să fim pricinoși până la capăt, cine depășește 80 se candidează la femei. Da, se candidează cu risc mai mare decât femeile care au sub 80. Bărbații care depășesc 94 în talie au risc de boli cardiovasculare mai mare decât cei care sunt sub 94, iar dacă femeia depășește, vorbind de femeia și de bărbatul de vârsta a doua, trecut de 45 de ani, cu cât sunt mai trecuți, mai copți așa, cu atât acest procent este mai mare, pentru că rezervă. Deci bărbații peste 102 și femeile peste 88. Da, nu numai că au colesterolul mare. Această boală numită sindrom metabolic, care afectează astăzi cam 80% din oamenii de vârsta a doua, înseamnă că au și hipertensiune, deci ei trebuie să-și măsoare tensiune, că altfel ea nu dă simptome. Au trigliceridele mai mari, au glicemie, uite așa și uite așa și cu răbdare devine diabet, au și acid uric mai mare, deci au HDL-ul, acel colesterol, cum îi ziceți noastră, bun, mai mic. Deci aceste trei din cele cinci elemente sunt suficiente. E suficient să te măsori ca să știi ce se va întâmpla. Dar cred oamenii cu adevărat că, iată, talia asta ne dă procentul spre ce ne îndreptăm? Cred oamenii cu adevărat? Adică dacă cineva, să zicem, o doamnă, 50 plus, are în talie 84 de centimetri, acei 4 centimetri, cum? Hai, lasă-mă, 4 centimetri mă faci pe mine, dar în același timp ia pastile pentru hipertensiune. Da. Și cu toate astea nu crede. Cred că aici e rolul dumneavoastră. Mass media trebuie să transfere informație către public și să... Asta facem acum, domnule doctor. Asta facem acum, dar adică, dacă din punctul de vedere tehnic, medical, oficial, medico-legal, la 100 de consultații doar nutriționiști o să vă măsoare talia, asta înseamnă că există încă și în clasa medicală, dacă vreți, o lipsă. Noi trebuie să ne sensibilizăm pe noi, să vă sensibilizăm pe dumneavoastră și cu gradient, adică de timp și de comunicare, se va ajunge și la abonatul final, care este bolnavul, care are peste 102 de sex masculin și 88 de sex feminin. Înțelegeți? Da. Necazul este și dacă ajunge și el nu poate, că se droghează cu pâine sau cu cartofi sau cu berică, cum facem? Aici este problema, să știți, ceea ce nu este deloc simplu. Da. Dumneavoastră îi cunoașteți și pe italieni, că de 30 de ani, nu, de mai bine de 30 de ani lucrați în Italia, îi cunoașteți și pe români, pentru că, normal, veniți și în România și consultați.
Îi vedeți pe unii, pe alții mai motivați? Poate au informații, italienii sunt mai informați, sunt mai conștienți. Noi poate am rămas un pic în urmă sau medicina noastră preventivă nu este atât de, nu știu, activă. Nu, stilul de viață, când spunem stil de viață, înseamnă cam ce activitate fizică fac. Spunem mese ordonate, dimineață, prânz și seară, ceea ce societatea din România are mai puțin, pentru că noi am intrat în acest nou sistem social în care trebuie să ne îmbogățim și sacrificăm mașina umană. Nu avem, vedeți, totuși, italienii moștenesc cumva o civilizație romană și fiecare imperiu la 1000 de ani a adus ceva care rămâne în bucătărie. Uitați, bucătăria italiană la nivel planetar se prezintă bine, nu trebuie să... au obesii ei și sunt mulți, dar vedeți că la cardiovascular mortalitatea în România e mai mare decât la ei. Am deci văzut. Această expresie de cifre, dacă vreți, ne spune că de fapt boala cardiovasculară se diagnostichează mai bine, se tratează mai bine. La 1 milion de locuitori ar trebui să avem un centru de chirurgie cardiacă. Italienii au peste 100 la 60 de milioane de locuitori. România are la 15 milioane de locuitori, nu are 15 centre de chirurgie cardiacă. Înțelegeți? Și asta contează la morții și răniții pe care îi produce boala cardiovasculară. Știți? Nu numai comunicarea. Dar măcar dacă oamenii înțeleg că am peste 102, sunt de sex masculin, am trecut de 45, de 50 de ani și am peste 88, trebuie să mă caut măcar de tensiune, să mă fac un colesterol și o glicemie. E de bun simț. Costă nimica tot. Dar vedeți că oamenii iau repede pastila de hipertensiune, că mi-a dat doctorul. Am fost la doctor, mi-a făcut analize, mi-a dat pastila. Și atât. Nu fac nimic mai mult. Pentru că eu ce ar trebui... Vedeți, noastră, când îmi vine mie bolnavul, ca să scriu o rețetă de statine, de scăzut colesterol, mă duc 2 minute, nu? Corect. Absolut. Ca să îl reeduc pe acel bolnav, îmi trebuie o oră, o oră și jumătate. Cine mă plătește pe mine de o oră și jumătate când eu la 15 minute și în sistemul italian trebuie să văd alt bolnav și alt bolnav și alt bolnav și alt bolnav. Vedeți că și sistemul oficial s-a cu acest DRG că noi trebuie să fim rentabili din punct de vedere economic, iată că ne-am tăiat singur craca de sub picioare. Și facem asta în continuare. Înțelegeți? Deci eu trebuie să văd repede și să păi, scriu statin, ce trebuie? Acum se explică. Păi, bată ea în ușă și intră peste mine. Domnule, dar ce faceți, domnule? Sunteți scăzut. Și de asta se ajunge la 10 minute un consult pe bolnav. 10 minute. Cam 15, să zic. Cu încătuință, domnule doctor. Da, e o problemă. Da, știe corpul să aibă o greutate ideală? El știe, dar dacă este infectat cu un sistem genomic, bacterian, patologic, uită. Dar în cifre el știe. La o înălțime de 1,60... Bunul Dumnezeu, 60 de kilograme mi-a dat cantitatea de creier care îmi trebuie, de ficat care îmi trebuie, de oase, de mușchi. Deci această regulă echilibrului corporal în greutate este o regulă de bun simț. Dacă eu am, ce știu eu, uitați-vă că a fi gras înseamnă că ai o problemă de metabolism, ai o problemă. Toți ultracetenarii în toate rasele sunt slabi, exact. Scobitori. Da, deci, da. Toate animalele de laborator care mănâncă mai puțin, trăiesc mai mult. Lângă unde stau eu în Italia, am un chinez care a luat un bar de acolo și de câte ori intru la el, are un acvariu, așa, cu 2 pești roșii. Și se repede aia, vin la gen, domnule, să mănânce. Domnul doctor, cum se redă? Dar de ce nu-i dai? Păi peștii ăștia trăiesc 5 ani. Asta e viața. Au 10. Deci el nu le dă să mănânce. Extraordinar. Vedeți ce? Și, da, asta se știe, s-a demonstrat. Pentru că în momentul în care eu mănânc mai mult decât trebuie, hrănesc bacteriile care sunt producătoare de boală și ele mă cheamă la Sfântul Petru. E simplu. Deci mașina umană mănâncă puțin. Nimeni nu ne-a spus cu atâta acuratețe, într-un timp atât de scurt, lucruri esențiale. Aș vrea, domnule doctor, la final, să ne spuneți acel proverb preferat de dumneavoastră. Proverbul chinezesc. Da. Cum e? Mănâncă. Vrei să mănânci mult? Mănâncă puțin. Așa vei trăi mult și vei mânca mult. Da, este. Totuși, chinezii sunt cam singura civilizație la ora actuală care se
continuă de mii de ani. Fiecare mie de ani la grupul social lasă niște, sedimentează niște mesaje puternice. Vă mulțumesc tare mult, vă îmbrățișez, cu bucurie ne-am văzut și sunt convinsă că o să ne mai revedem. Numai bine. Cum vrea bunul Dumnezeu, să rămână. Mulțumesc, Crown Plața București, pe curând!